câte mai aici l-am încărcat și am văzut cum, cum parcă mașina și chiar am vrut să le spun că, că sunt, parchează cu un Logan pe un loc pentru mașini electrice și apoi am văzut cablul ieșind din el și am rămas foarte surprins. Și apoi, desigur că am făcut poză. Nu mă credea nimeni că am văzut un Logan electric. Este inginer francez. După ce a venit în România, a făcut un Logan electric și crede cu tărie în forța acestei mașini. Oamenii de la RAR sunt foarte deschiși și ne-au ajutat foarte mult. Bineînțeles, ne-au cerut foarte multe informații despre cum a fost făcută, ce e montat pe ea și când a fost ceva în regulă ne-au spus și am mers așa mai departe. Este un model din 2014, are tot ce trebuie, adică aer condiționat, direcție și o baterie mult mai mare, de 35 de kWh. Dacia ar putea să dezvolte o mașină electrică în 6 luni sau chiar un an, dacă piața românească ar cere acest lucru. Dacia momentan are un business care merge foarte bine și cât va merge așa, vor produce ce vor oameni. Sandero, Duster și Logan așa termice. Dacă nu se mai cumpără, atunci vor fi obligați să trece la altceva. Oamenii nu sunt încă convinși, asta e, nu sunt încă convinși. Asta e munca mea, să zic, uitați, eu merg cu mașina asta, de, deja asta are 16.000 de kilometri, electric, este o investiție. Să-ți iei o mașină electrică nouă, e destul de mult. Și ce facem? Iar așteptam să vină mașini second hand electrice din afară? E pacat. Eu aș dori să reușim să găsim o soluție, să avem mașini produse sau convertite aici în România. Mașina asta, că s-o dezvoltam mașina asta, n-a costat în jur de 25.000 de euro, ce e puțin pentru a dezvolta mașina. Acum reușim să facem conversii la în jur de 15.000 de euro. La prima vedere, toată lumea zice 20.000 de euro pentru mașină electrică. La început era mi-au un BMW sau mi-au nu știu ce. Era vorba de o Dacia sau un Zoe, e mai micuță. Dar deja s-a schimbat. Avem taximetriști în București sau șofer de la Uber care au văzut, adică o mașină se închiriază cu 600-700 de euro pe lună. Da, nu costă nimic din punct de vedere mentenanță și momentan încărcarea, de exemplu, la Kaufland este gratis. Legat de cine a vrut să pune piedici în a dezvolta mașini electrice, este adevărat, a fost cu proiectul, de exemplu, de EV1, General Motors, care au casat mașini, ăsta, sunt foarte multe informații pe internet, se poate găsi, adică a fost pionier și proiectul a picat. A picat pentru că nu s-a vrut. Da, e evident și nu se poate nega. Dar acum, eu cred că se dezvoltă cum trebuie și nu mai sunt piedici așa, nu mai sunt oameni împotrivă. Este încă un lobby care încearcă să freneze asta, dar s-a schimbat. Dar de ce s-a schimbat? Nu că s-a vrut să fie altfel. Eu zic că s-a schimbat pentru că mașina electrică a devenit și ea un produs de consum. Marca Reni a făcut o mașină electrică și în Franța, însă acolo nu a reușit să o omologheze. În Franța a fost imposibil și încă astăzi este imposibil de a omologa o mașină convertită în Franța. Și nu că și acolo e clar că nu vor, pur și simplu nici nu m-au primit. Nici nu m-au primit să hai să studiam ce ai făcut și să vedem mai departe. Nu vor. Acolo clar este lobby, acolo clar e o lume foarte închisă. Bine, sunt și alte țări din Europa unde se poate, de exemplu, noi știm firme care au făcut conversii și omologate în Spania, Italia, Anglia, Germania, Elveția, Cehia, Bulgaria, Polonia, aproape peste tot.